Vă spun un bun venit la momentele de închinare și Domnul să reverse binecuvântări acum la deschiderea sabatului peste noi și să simțim pe deplin binecuvântările sabatului. Înainte de a cânta cântarea de laudă pentru deschiderea serviciului din seara aceasta, vă invit să dăm ascultare la două versete din Psalmul 125. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în veac. Domnul să fie lăudat. Amin. Vă invit în numele Domnului Iisus Hristos acum să lăudăm pe Dumnezeu cu imnul Înaintea ta, Iisus iubit, 179. Tată care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, în această seară, la începutul acestui sabat, venim înaintea ta, această biserică, acești frați și surori, să-ți mulțumim că în săptămâna aceasta ne-ai binecuvântat și în această seară suntem în locașul de închinare. Amin. Binecuvântează cuvântul din această seară și binecuvântează cuvântul în acest sabat, care vrem să-l petrecem la picioarele tale. Binecuvântează solul care l-ai orânduit în această seară să ne vorbească din cuvântul tău și ajută-ne ca cuvântul tău să fie o candelă vie pentru viața noastră de zi cu zi. Îți mulțumim pentru toate și pentru tot fi lăudat prin Domnul Iisus Hristos, te-ai rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Vă invit, așa cum stăm, să mai cântăm un imn, 69.
Pacea Domnului! Pacea Domnului! Vreau să vă întreb, ați așteptat sabatul? Da. Amin. Mi-aduc aminte când eram copil, cum așteptam sabatul. Pentru că în sabat știam că mama face un teanc de plăcinte așa ea și noi așteptam ca copii, așteptam sabatul cu nerăbdare. Astăzi, când suntem maturi, așteptarea sabatului pentru mine este diferită față de cum era în copilărie. Pentru că acum am o deosebită plăcere să vin să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să văd ce vrea să mai spună Dumnezeu. Și de atâta aștept cu mare nerăbdare sabatul. Pentru mine sabatul este o plăcere. De aceea și pe dumneavoastră vă felicit cu sărbătoarea aceasta, cu sărbătoarea Domnului, cu sabatul Domnului. Să ajute Dumnezeu ca în fiecare sabat când ne adunăm, să luăm ceva pentru noi, să ne încărcăm ca niște baterii, iar în timpul săptămânii să trăim ceea ce noi învățăm în sabat aici. Pentru această seară, înainte de a trece la subiectul pe care vrem să-l abordăm, aș vrea să vă povestesc istoria unui frate din Republica Moldova. Astăzi el este frate, dar cândva el era un lucrător în poliție. El era la un grad avansat, gradul de major, nu știu cum se numește în românește, dacă e tot așa. Se bucura de un... Era cineva în societate, era cineva la locul lui de muncă și chiar dacă el mai rămânea ca să lucreze în lucrul său, peste trei avansări în grade, el trebuia să fie general. Dar iată, odată fiind invitat la evanghelizare, altă dată fiindu-i înmânată o carte, el a simțit, el a auzit chemarea lui Dumnezeu și s-a gândit, a hotărât ca el să primească botezul. Și iată când i-a spus șefului său, el i-a spus că niciun sabat liber nu-ți voi da. Când i-a spus soției lucrul acesta, soția a spus că eu pregătesc actele pentru divorț. Când i-a spus părinților, a spus că nici nu mai vrem să auzim de tine. Când i-a spus fratelui, acela a răspuns că nu mă mai numești frate. Atunci el a stat și s-a gândit ce să facă. A plecat genunchii, s-a rugat Domnului și a spus așa: Doamne, arată-mi care este voia Ta și atunci când voi deschide Biblia, vorbește-mi Tu prin primul verset pe care îl voi cuprinde cu ochii mei când voi deschide Biblia. Și atât, când s-a ridicat de la rugăciune, a deschis Biblia, el a citit versetele care sunt scrise la Matei, capitolul 10, versetul 37 și 38. Acolo sunt scrise următoarele cuvinte. Matei, capitolul 10, 37 și 38 spune așa: am să citesc mai bine din Biblie, am vrut să citesc direct din carte. Matei, capitolul 10, versetul 37 și 38 spune așa: Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața, o va câștiga.
Și iată, când a citit aceste cuvinte, el a înțeles că voia lui Dumnezeu este ca el să meargă să primească botezul. A mers și a primit botezul și când a înștiințat-o pe soție, ea i-a spus, iată, eu am pregătit actele pentru divorț, mergem și dăm la divorț. El, desigur, a făcut stăruință, a stăruit să-i lămurească, eu te iubesc, eu vreau să trăiesc, am să te estimez, am să te respect mai mult ca oricând. Nu fă lucrul acesta. Iar dacă vrei, hai să mergem împreună să-i spunem și părinților. Și iată, e când a auzit că mergem la părinții lui, ea știind că ei de asemenea sunt contra, mergem. Și iată, când a ajuns la părinți, le-a spus vestea că eu am primit botezul, părinții bucuroși i-au adus cuvinte de felicitare și împreună s-au bucurat pentru aceasta. Fratele său de asemenea i-a spus cuvinte de felicitare, la care soția a rămas uluită, știind că ei toți sunt contra, acum ei aduc cuvinte de felicitare. Iar el, acest frate, știa că Duhul lui Dumnezeu este la lucru. Ea a rămas pe poziția ei și s-au întors acasă. Și iată, într-o zi la lucru, ea fiind casier, lucrând casieră, ea, când a socotit sara banii, îi lipsea o sumă bună de bani, la care șeful ei a spus că nu-i nimeni vinovat, trebuie să întorci banii aceștia. Și iată, ea desperată, știa că așa bani în casă n-au, nici n-au de unde îi lua, i-a spus lui Vasile, roagă-te, te rog, pentru banii aceștia. El s-a rugat și iată, a doua zi când a mers la lucru, a controlat din nou documentele, toate actele, și iată, acolo a găsit în contabilitate, a găsit unde erau dispăruți acești bani, unde erau, adică nu i-a socotit, i-a trecut cu vederea. S-a bucurat și ei cred că așa trebuia să fie. Adică ea s-a gândit și fără rugăciunea aceea s-a întâmplat lucrul acesta. Vreau să accentuez reacția acestei femei. Nu după mult timp se întâmplă că mama ei se îmbolnăvește de rac. Rac, ultima stadie. Știți ce înseamnă rac, ultima stadie? Nu mai este... Nu te mai poți gândi că va mai trăi, va mai supraviețui. Și iată, fiind la spital cu soțul ei, la mama pe care o iubea, au îngenunchiat lângă pat și Vasile s-a rugat. Știți ce s-a întâmplat? După câteva săptămâni, ea a fost din nou controlată și urmă de rac nu se mai vedea. El a înțeles că aici este mâna lui Dumnezeu. Ea de asemenea a înțeles că aici este mâna lui Dumnezeu, a mers și a căutat Biserica Adventistă, s-a botezat și astăzi sunt membri, sunt oameni de folos în Biserica lui Dumnezeu. Ce am vrut să subliniez în această istorioară? Adeseori oamenii aud chemarea lui Dumnezeu. Adeseori oamenii văd că aici este Dumnezeu, dar caută toate posibilitățile ca să fugă. Și iată, în seara aceasta vom analiza un om al lui Dumnezeu care a fugit ca să facă voia lui Dumnezeu. Haideți ca să citim împreună Iona, capitolul 1, versetul 6. Iona, capitolul 1, versetul 6, spune așa. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom peri. Dumnezeu îi poruncește lui Iona
du-te în cetatea Ninive și strigă în gura mare, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la nord, el se întoarce și pleacă la sud. Voia lui Dumnezeu este acolo? Nu, eu mă duc încolo. Eu mă duc să-mi fac voia mea, nu voia lui Dumnezeu. Acolo unde s-a dus Iona, Dumnezeu îl ajunge din urmă. Iona s-a dus la Iope, astăzi nu mai știu localitatea de la Israel, se cheamă tot Iope sau Iafo. Așa, acolo el a găsit o corabie și pleacă la Tars. Plec undeva, mă duc undeva, unde a fi? S-a nimerit o corabie, pleacă la Tars, mă duc și eu acolo. Mă duc, unde mă duc? Știi ce spune Biblia? Departe de fața Domnului. El fugea de Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu ar fi la Charleroi, eu sunt la Bruxelles și eu fug încolo și el nu mă mai ajunge. Așa, cam așa s-a gândit Iona. Și iată, el vrea să fugă de fața Domnului. S-a dus, a cumpărat bilet, s-a așezat în corabie, ba chiar a găsit undeva cel mai de jos loc și s-a pus să odihnească. Dar Dumnezeu îi intervine. Dumnezeu vrea ca să-l trezească pe Iona din somnul spiritual, că el să facă ceea ce Dumnezeu i-a încredințat. Pentru că Dumnezeu știa că la Ninive sunt câți locuitori? 120.000 de locuitori. Da, oamenii aceștia, prin viața lor, prin traiul lor, nu era după voia lui Dumnezeu traiul lor, dar Dumnezeu, înainte de a face o judecată, el întâi avertizează. Așa a făcut-o și în cazul dat. A dorit ca să-i avertizeze și le-a spus, încă 40 de zile, prin Iona, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Acolo la Iope, acolo în barca în care el s-a îmbarcat, Dumnezeu stârnește o furtună pe mare. Și toți făceau toate posibilitățile, căutau să-și salveze viața, pe când Iona doarme. Iona doarme, habar de grijă n-are. Cred că el doarme adânc, cum dorm eu. Poți fi cu tremur pe mine, nu mă deranjează nimic. Așa era și Iona. Acolo barca era purtată de valuri și într-o parte și în alta, el doarme liniștit. Toți pun toate puterile, toți se roagă la zeii lor, poate cumva salvarea va veni dintr-o parte, el doarme, până când chiar cârmaciul. Așa interesant și nu știu cum, curios, îl întreabă, de ce dormi? De ce dormi? Scoală-te, roagă-te la Dumnezeul tău, poate va avea milă de noi și ne va scăpa. Au început să-l întrebe, dar cine ești tu, dar de unde ești, și misiune ai tu? Și iată el încet a început să spună. Și știți că celor din corabie le-a fost frică, le-a stat frică, când el a spus că eu fug de fața lui Dumnezeu. Ei s-au înfricoșat și ei, chiar cărmaciul îi propune, roagă-te lui Dumnezeu, poate va avea milă de noi și ne va scăpa. Știți, dacă Iona se ruga, poate Dumnezeu își făcea cunoscut numele său, el mai departe și-a făcut cunoscut numele lui. Dar dacă Iona se ruga, poate în alt mod era. Poate în alt mod îl cunoșteau oamenii. Dar Iona a spus că
Când ai chicat sorțul că el este vinovatul, ce să-ți facem? Putea să le spună. Putea să roage lui Dumnezeu, Doamne, oprește furtuna. Doamne, eu mă las în voia Ta. Eu vestesc și aici, mă duc și acolo. Dar Iona, știi ce spune? Aruncați-mă în apă și furtuna se liniștește. Adeseori, în situații când noi, ca popor al lui Dumnezeu, ar trebui să vorbim, ar trebui să spunem oamenilor cine suntem noi, cum trebuie să fie viața noastră, știți că noi tăcem. Adeseori noi tăcem. Nu adeseori, dar mai de multe ori, pentru că viața noastră nu corespunde cu ceea ce trebuie să trăim. Și iată, acest profet al lui Dumnezeu, proroc, dar este un proroc dezertir. Vă este cunoscut numele dezertir? Știți un soldat când e pus la post, el lasă postul și se duce în voia lui, el a dezertat, el este anunțat ca dezertat. Așa era prorocul lui Dumnezeu. El o dezertat de la misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu și el pleacă să-și facă intențiile lui. Măcar că el poate știa că Dumnezeu oricum își va face lucrarea, dar totuși el a dezertat. Marinarii, temându-se pentru viețile lor, s-au rugat la zeii lor. Aceasta în vreme ce Iona, solul dezertir, dormea liniștit pe fundul corabiei. Capitanul vasului l-a descoperit, l-a trezit și l-a întrebat: de ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să gândească la noi și nu vom peri. Cum puteți, Domnule, pe așa vreme să dormi? Când valurile sunt atât de mari, când viața noastră este în primejdie, când tu, ca proroc al lui Dumnezeu, ar trebui să găsești o soluție mult mai bună, să te rogi, ar trebui să vorbești, cum poți tu să dormi? Auziți cumva glasul acesta prin care ne întreabă Duhul lui Dumnezeu? Pentru ce dormi? Pentru ce dormi spiritual? Pentru ce tu în valurile vieții acestea, în goana după lucru, în goana după a câștiga, de ce tu uiți de misiunea ta? Pentru că așa cum lui Iona Dumnezeu i-a spus: du-te și strigă în această cetate, așa și nouă ne-a spus Domnul Hristos când s-a înălțat la cer: duceți-vă în toată lumea, duceți-vă și predicați. Cum ne atârnăm noi față de această misiune care ne este nouă încredințată, care noi ne bucurăm de atâta cunoaștere a adevărului și slavă Domnului că avem cunoștință? Nu vreau să neg lucrul acesta, nici nu vreau să critic pe cineva, nu vreau să critic biserica, slavă lui Dumnezeu că a dat atâta descoperire bisericii noastre și suntem împuterniciți ca noi să mergem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Se întâmplă de multe ori că ne facem foarte bine partea noastră materială, casa, aranjăm totul, dar de partea spirituală, de lucrarea lui Dumnezeu, știți că o lăsăm cam, nu la urmă, dar foarte la urmă. Dar odată va veni timpul și ne va întreba Dumnezeu, așa cum l-a întrebat pe Iona, cârmaciul: de ce dormi?
Așa ne va întreba și, Dumnezeu, și pe noi Dumnezeu. Cum vom răspunde noi atunci? Nu știți că atunci când sfinții dorm, diavolul lucrează ore suplimentare pentru a-i nimici? Nici o ispită nu este mai mică ca aceasta, însă e suficient de puternică pentru a dejuca planurile unui creștin care picotește liniștit. Atunci când creștinii dorm, satana lucrează ore suplimentare pentru ca să le întortocheze inimile, mințile cu alte lucruri, numai să nu facă lucrarea lui Dumnezeu. Și iarăși se aude cuvântul și glasul lui Dumnezeu care ne întreabă, de ce dormi? De ce ai ispit atât de repede? Vă aduceți aminte de momentul atunci când am primit botezul, care era curajul fiecăruia dintre noi? Prea repede am uitat că atunci noi am avut curajul, ba chiar am dat cuvântul, că vom fi niște lucrători, niște soli ai lui Dumnezeu. Și este foarte primejdios că atunci când creștinii dorm, atunci satana lucrează foarte mult. Aduceți-vă aminte și-o pățit Samson atunci când dormea. Când el a fost lipsit de puterea lui pe care i-a dat-o Dumnezeu. Așa e, când dormea. Pentru că în neascultarea lui, Dumnezeu a spus să nu vă luați fete din alte popoare. Dar știți ce a spus el? Ia-o că îmi place. Și iată, tocmai aceea care i-a plăcut de atât de tare, aceea l-a făcut ca să-și piardă puterile. Aceea l-a făcut ca să moară cu o moarte așa de crudă. Ce se întâmplă atunci când creștinii dorm? Aduceți-vă aminte, Domnul Hristos a spus o pildă despre un om care a semănat grâu, a răsărit grâul, grâul creștea, dar împreună cu grâul ce mai creștea? Neghina. Atunci lucrătorii lui s-au apropiat și întreabă, Doamne, dar n-am semănat noi grâu curat? De unde s-a luat neghina? Știi ce a răspuns stăpânul? A venit un dușman pe când dormeam și a semănat neghina. Fiți atenți, atunci când noi dormim spiritual, atunci satana lucrează. Ce înseamnă să dormi spiritual? A dormi fizic, da, ne-i clar tuturor. Ce înseamnă să dormi spiritual? Poate ești treaz, ești activ de la ora 6 dimineața și până iar la ora 10-12 seara. Cum? Cum dormi spiritual? Atunci când inima ta, gândurile tale, le-ai îndreptat de la Dumnezeu, le-ai îndreptat spre lucrurile firești, pământești, iată, atunci tu dormi spiritual. Tu îl uiți pe Dumnezeu, tu îl dai pe Dumnezeu într-o parte, dar tocmai atunci satana a potrivit momentul și el lucrează pentru ca să îți întoarcă gândurile în altă parte și iată, tocmai aici este cea mai mare ispită. Acum vă întreb, gândurile mele, gândurile fiecăruia dintre noi, în fiecare zi, sunt îndreptate numai spre cele materiale sau
Avem momente în zi când noi ne îndreptăm gândul la Dumnezeu. Chiar și atunci când întinzi golbanul pe perete. Chiar și atunci când faci altă lucrare în casă sau în șantier. Oare poți să-ți îndrepți gândul la Dumnezeu? Iată, prin aceasta, se cunoaște cât suntem noi aproape de Dumnezeu și cât suntem aproape de cele pământești, de cele firești. Ce lecție putem să învățăm noi, cei din veacul 21, din această istorioară, a acestui bărbat? Să nu luați ca o povestire. Aceasta a fost o povestire adevărată, cu un bărbat real, cu un pește real și cu o misiune reală. Și această misiune reală o avem și noi la rândul nostru, ca noi să spunem celor din jurul nostru, Dumnezeu nu ne trimite să lăsăm, să lăsăm tot ce avem, să ne ducem undeva. Dumnezeu ne cere acolo la locul de muncă. Dumnezeu ne cere în familie. Dumnezeu ne cere în blocul în care trăim. Dumnezeu cere ca noi să nu tăcem. Noi ce facem? Întrebarea din textul nostru introductiv vine din gura unui închinător la idol și este pusă unui sol al adevărului. Și în afară de aceasta, acest cărmaș, el aștepta ceva mai mult de la un sol al adevărului. Dar cu părere de rău, ceea ce a așteptat el n-a putut să vadă. Deseori se întâmplă că și nouă ni se pune întrebarea aceasta. Poate nu chiar aceasta, dar o întrebare asemănătoare. Nu v-ați aflat niciodată într-o situație când cineva care este necredincios să-ți spună tu ești credincios, tu așa nu trebuie să faci. Da, eu am fost în așa o situație care am rămas mut când cineva și era un lucru nu atât de rău. Tu nu trebuie să spui așa. Tu nu trebuie să faci așa. Știți, oamenii adeseori mai bine știu ce trebuie să fac eu ca credincios decât ce trebuie să facă ei. De aceea viața noastră trebuie trăită în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Poate veți spune că este greu, dar se poate. Domnul Hristos ne-a arătat lucrul acesta. Se poate. Noi trebuie să trăim viața așa după cum noi predicăm, așa după cum noi spunem. Se întâmplă adeseori că spun într-un fel, dar trăiesc cu totul alta. Și hai să presupunem că cineva din necredincioși, să spunem, din închinători la idoli, ne pune o așa întrebare. Ce am putea noi să răspundem? Mi-aduc aminte un frate din biserica din care fac parte, odată stând de vorbă cu alte persoane de altă confesiune, explicându-le adevărul, spunându-le așa cum stă scris în Cuvântul lui Dumnezeu și fiind impresionați, ei au spus: dacă așa stau lucrurile, de ce tăceți? Dacă așa stau lucrurile, de ce nu vorbiți oamenilor? De ce nu vă duceți să spuneți oamenilor lucrul acesta? Că
că este adevărat, este după Biblie, de ce tăceți? Și știți, când spune așa întrebare, parcă rămâi rușinat și într-adevăr. De ce noi nu mergem să spunem oamenilor? De ce noi nu vorbim? Doar Domnul Hristos ne-a spus, voi sunteți lumina lumii. O lumină care trebuie să fie așezată mai sus, iar oamenii să privească. Atunci când creștinii dorm, așa cum am anunțat, am accentuat mai sus, atunci când creștinii dorm, este pericolul cel mai mare. Pentru că știți ce s-a întâmplat atunci când cele 10 fecioare au adormit? Când ele așteptau mirele, când puțin mai era ca mirele să apară, le-a furat somnul. Atunci când încă ceva să mai putea să mai pregătească, să mai facă unele pregătiri, dar au fost obosite, au adormit, tocmai atunci a venit mirele. Și atât, cu părere de rău, cine a dovedit și s-a pregătit, pregătit a rămas. Dar cine nu s-a pregătit, a rămas afară. Aceasta s-a întâmplat pentru că au ațipit. Aceasta se va întâmpla atunci când va veni Domnul Hristos, pentru că noi ațipim spiritual. Pentru că nu prețuim timpul pe care îl avem. Nu mai este mult timp. Așa nu ne pare că trăim bine, că avem de toate, avem de muncă, e bine și chiar am rugat pe Dumnezeu să mai zăbăvească. Dar lucrurile nu stau așa. Lucrurile sunt foarte serioase. Evenimentele care le-a spus Domnul Hristos că se vor întâmpla cu puțin înainte de venirea Domnului Hristos, ele astăzi se dea până se împlinesc atât de repede, dar noi atât de mult, atât de repede se împlinesc semnele, iar noi tot atât de repede suntem indiferenți, atât de repede ațipim. Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 13, versetul 12 și până la 14, spune așa. Romani, capitolul 13, de la 12 la 14. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului, și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Noaptea aproape a trecut. Se apropie zorile mântuirii. Domnul Hristos în curând va veni. Suntem noi pregătiți. Și noi avem datoria să ne pregătim, nu numai pe noi, dar să-i pregătim și pe cei din jurul nostru, pe cei din familia noastră, pe cei din vecinii noștri, pe cei cu care îl muncim. Noi suntem, avem datoria aceasta, avem misiunea aceasta ca noi să lucrăm pentru Dumnezeu, să nu obosim lucrând. Prea repede obosim în a face lucrarea lui Dumnezeu. Pentru a ne face lucrurile noastre, noi le aranjăm atât de bine și atât de frumos,
Dar când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, parcă nu ne prea izghim, parcă încetinăm. Ar trebui ca să lucrăm, să ne dăm toată silința să lucrăm, pentru că venirea Domnului este foarte aproape. Și aș vrea să închei această meditație cu o istorioară a unui tată locuitor din Armenia. Armenia este o țară situată într-un loc muntos și acolo se întâmplă foarte des cutremure de pământ. Și atât un tată dimineața și-a dus copilul la școală și i-a spus că când vei termina lecțiile, eu vin și te voi lua acasă. A plecat la lucru și iată, în timpul acesta de când el a plecat la lucru, s-a întâmplat un cutremur de pământ. Și iată, ba chiar s-a anunțat că școala aceea a fost risipită, a fost dărâmată. A ajuns acolo tatăl și a văzut școala dărâmată. Și a început ca să caute, să ferească pietrele, armătură, fier, ce mai era acolo, a căutat ca să caute, să vadă măcar unde e copilul, să dăie de el, așa cum l-a găsit. Și iată, a muncit cu tragere de inimă, știind că copilul său este undeva acolo, fie în viață, fie mort, dar el este acolo. Și iată, cei din jurul lui, las că nu mai faci nimic, că trebuie altfel cumva, ar să vii echipele, ar să caute, ar să... Nu, el a căutat și iată, cu mânile sângerate, vă dați seama, pietrele, fierele care erau acolo, i-au străpuns mâinile, dar el totuși cu o tragere de inimă a căutat și iată, după 36 de ore de muncă, el a auzit glasul copilului său și care a spus: Tată, eu am știut că vei veni după mine. Aici cu mine mai sunt 14 copii. A avut rost lucrarea lui, căutarea lui. Dacă noi în viața noastră am lucrat în felul acesta pentru Dumnezeu, multe suflete ar fi salvate din mâinile lui Satana, din păcat. Și la urmă aș vrea să citesc ca un îndemn cuvântul pe care îl scrie Isaia în capitolul 60, versetul 1 și 2. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negura mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Acesta este îndemnul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta. Să ajute bunul Dumnezeu ca în viața noastră de zi cu zi să ne dăm seama că Dumnezeu ne-a dat o misiune, să ne îndeplinim această misiune cu tragere de inimă, pentru că vremurile sunt târzii, venirea Domnului este aproape, iar oamenii sunt pierduți. Poate din cauza că eu nu le-am spus o cuvânt, poate din cauza că viața mea n-a fost ceea ce trebuiește, dar astăzi încă nu este târziu ca noi să ne transformăm viața noastră, nu este târziu ca noi să le vorbim și la vremea potrivită Dumnezeu ne va răsplăti după stăruințele noastre. Domnul să fie lăudat prin aceste cuvinte. Amin. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, vom închide ora de serviciu divin cu cântarea 524. Lăsați lămpile acum să ardă.
Stăpâne bun și Tatăl nostru, Creatorul cerului și al pământului, în numele și meritele Domnului Hristos, ne închinăm la început de sabat în locașul Tău cel Sfânt și îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru o săptămână care a trecut în veșnicii. Îți mulțumim, Doamne, pentru Domnul Iisus, care a venit din slava cerească și ne-a salvat ca noi să fim mântuiți. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, pentru că ne-ai promis că El va veni a doua oară. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai chemat din lumea aceasta și suntem în poporul Tău. Îți mulțumim pentru misiunea care ne-ai dat-o. Te rugăm să ne dai putere, te rugăm să ne dai credință. Amin. Și să ne ajuți ca această misiune pe care ne-ai dat-o să o ducem la bun sfârșit cu ajutorul Tău. Amin. Cerem putere de la Tine și credem că Tu ne vei da, pentru că Te-am rugat cu credință, în numele și meritele Domnului Iisus. Amin. Amin.